Salut, Cristina! Salut, Felix! Astăzi... Noi suntem... Salut! Noi suntem Coculiți! Și bine v-am găsit la un episod de Minecraft. Astăzi eu sunt împotriva Cocu Gameriței. Ești împotriva da. Mea? Uite în spatele tău, în spatele tău. Asta este insula ta, până pe munte sus și sunt 8 chesturi, în care în cele 8 chesturi sunt chestii, cutii, arme, mâncare, ca să ne batem, știi? Și ai 5 minute la dispoziție, până când ne putem ataca o dată la 5 minute când vrem noi. Putem veni pe insula noastră. Da, deci te duci și găsești chesturile. Rupeți și voi butonul de oameni în secunda asta. 3, 2, 1. Apăsați acolo butonul cu dacă vreți Minecraft. Butonul de cocolă și spuneți în comentarii cu care echipă țineți. Cu echipa Cocos Cristina sau cu echipa Cocos Felix. Echipa care câștigă sau echipa Gamerița. Am vorbit așa drept din când niciun n-am zis ce am zis. Ați înțeles ce am spus? Nici eu n-am zis ce am zis. Bun, deci eu acum am o bombonică în gură. Bombonică în gură. Auziți? Oh my god. Na, Cristina, faza e. Faza este că nu știu de sunt chesturile, că sunt multe chesturi aici, sunt 8 chesturi și trebuie să le găsim. Și în chesturile se află lucruri secrete care putem să ne atacăm. Uite ce am găsit ce eu! Ce am zis că tot deja l-ai găsit, găsit pe primul? Am găsit un chest! Doamne, se pune la găsit chesturi! Ce-a găsit, tăticu? O să iau chestul cu mine, ca să nu cumva să-l mai așa. Am găsit și eu unul. Mamă, dar ce-am găsit un chest? Acum să văd dacă pot să mă duc la el. S-ar putea eu să-l găsesc și să... Ai de cap meu. Ai găsit chestii șmechere, Felix? Cristina, ce-am găsit eu? Ia uite aici. Armata care mă proteja. Azorel cred, și Azorică. Ba da, Azorel și Azorică. Tu ce vezi, mă, văcuță? Pleacă-mă de aici. Și eu am găsit oase. Și ce mi-ai găsit? Și am găsit și eu ouă. Stai ouă de? Și eu ouă de nu știu ce era. Dar du-te jos. Stai că trebuie să explic puțin. Pe episodii mai așa de gamă și gamăriță. Stai să nu-mi sparg picioarele. Aoleu, mi-a spart. Ce ai găsit? Ia să văd. Acelor v-am găsit. Eu nu mai știu cum joc în Minecraft. 9, 8, escape. Escape. Nu scrie nici în episodul. Stai, ce fac? 8, click. Și dai oase, dai oase. Te mâncă, dai oase repede ca fuge. Nu, dai oase! Așa te iubește și altul. Stai că mă văd eu. Gata, mă iubesc acum toți. Bă, te iubești și mă, bă. Dă-i de ce mă iubește? Mâncă mai mult. Așa. Eu caut următoarea cutie. Deci tu poți să-i vină așa după tine și te va proteja când ne batem, știi? Super! Este zmas, v-am zis acolo. Cred că l-am văzut pe următorul chest. Ce norocoase sunt. Următorul chest să găsești, că sunt 8 chesturi. Acum nu trebuie neapărat să le găsești pe toate. Dar noi ne putem ataca timp de un minut. O să pun cronometru pe un minut. Ok. În secunda care trece anumite minute, 5 minute, un minut la 5 minute. Cu cine atacăm? Adică păi, trebuie să ne facem aici ori găsești azări? Armele, ori stai că nu știu dacă găsesc, cred că o să fac dintr-un copac. Am de-am căzut. Dar tu îți faci chestii. Stai să văd, eu am găsit următorul cufăr. Bă, am găsit un ametist, am găsit un cap, am găsit armură de diamant, de cal și am găsit magma block și carved pumpkin. Ia, vezi ce poți faci cu ele. Nu, eu fac aici o masă de lucru. Eu mă pricep. Dresez un cal, te pui pe el, nu te mai prinzi niciodată. Tu nu gândești în Minecraft. Caută cal. Stai-ți-mă, domnul frumos. Nu, da, oi de mine. Nu orice cal. Ăsta e cam gri, să... nu știu, sunt cam gri. Gale, ești frumos? Ce cum haide. Frumos. Dar nu știu cum se face, doar așa îi pun armura. Asta trebuie șa. N-ai șa, trebuie și șa. Până găsești șa, ai de mine, nu mai faci nimic. Da, exact. Stai să vedem dacă mai găsim pe aici vreun... Eu m-am găsit aici, faza este că eu n-am mâncare. Ce de-aia mănânc? Pot să zic că am foarte multe flori aici, este insula romantică. Mor de foame aici, stai să fac și un... Deci mor de foame, n-am un strop de mâncare. Deci... Unde-i mă chestul ăla cu mâncare? Avem și un chest cu mâncare, ha? Așa ar trebui. Coco-cufăr! Eu cred că trebuie să-l chemăm. Ai de mine. Coco-cufăr! Aha, am apăsat pe shift și n-am mâncare, bă, sunt foamea în vacanță. Ia uitați, ia uitați. Să fii ca mine, tu apeși pe shift, eu merg așa. Ai de mine, mor bă, să fraților, mă, da. Scuză-mă, dar te jambonez. Ah, bună idee. Stai să vedem dacă... Ia uite cum caută. Bă, aici am un cufăr? Ce mi se pare mie? Uite cum caută ea. Da, mi s-a părut. Nu știu exact unde să mă duc. Capul meu. Vedeți pe aici vreun coco-cufăr? Efectiv, bă, nu văd. Vai de capul meu. E și vai de capul meu, pentru că nu am aici chestii. Tu îți faci acolo arme? Ce să fac arme? Fac doar că mor aici de foame. Chiar mor, literalmente, în joc. Trebuie să fac grătar ca să mănânc. Deci, efectiv, vai de viața mea. Eu am flori, îmi țin florile de foame. Ai de mine. Ai de eu mine. Fac din văcut, din oiță. Puteți face o sabie, că îl bați cu pumnul. Miel. Păi da, las că o bat cu pumnul. Gata. Așa. O, și mi-a dat și lână. Și unde-ți câinii tăi, că te-ar fi ajutat? Este aici, lângă mine. Da, nu ai de să te ajute, că de obicei mușcă și ce muști tu. Ba, nu știu, să-i dresezi? Păi da. A, nu mă pricep să-i dresez. Unde zic, că nu-i văd? Aici, uite, vin după mine. Dacă dai una noiță, trebuie să dea și ei. Probabil au dat. Ok, acum ce se fac? Dau cu mâna în ăsta? În cine?
nu știu, faci ce vrei tu, că vai de capul meu, dau cu lână, mi-am făcut o mănușă de lână. Am făcut o mănușă de lână. Da, ca să nu mă doar degetele, că s-o fi muță. Ce ai făcut acolo? Mamă, n-am mai jucat Minecraft de mult, cum joci, mă? Abia pus pe E. Nu mai știu nici eu cum joacă Minecraft. Bă, și trebuie să-mi fac masă de lucru? Crafting table. Nu neapărat. Nu știu cum se face masă de lucru. Deci dacă găsești cufele, nu mai trebuie nimic, că tot e în cufăr, știi? Tot ce de valoare în viață e în cufăr. Gândește că ai găsit un cufăr sau două? Două. Din 8. Păi tu îți dai seama, ce să mânc ceva. Hai să mergem la cufăr hunting. Unde sunt? Unde m-ați văcuțile, mă? Că n-era aici o văcuță. Unde ești, mă? Bă, mi-am luat niște lemn. Trebuie să găsești, că sunt destul de evidente, mă gândesc. Da, nu prea, n-au fost. Până acum n-a fost, a fost așa. Cumva băgat în pământ, în tufe pe aici. Na, pe gândește tu unde găsești. Cufăr, eu cred că doar dacă îl chem. Hai că lungim la vreo 10 minute, că murim aici, de fapt. Sau știi ceva? Știi ceva? Haide că ne lăsăm... A venit la mine un nene. Cine nene? Nene, ce fac cu el? Nu știu, faci ce vrei. Niciodată n-am știut ce trebuie să fac cu nenea asta. Dacă îl bați, fur lamele, mare lucru. Aș mai ajuta cu ceva? Nu știu. A, lasă. Caută cufările, că acuși îmi găsesc că fac armată. De ce, tu îți mai găsești cufere? Da, caut, mă, stai puțin că aici muream de vorba dacă nu găseam cufere. Uite un iepure, mă. Eu am prins că m-am vrut să încerc. Ai de mine, Cristina. Serios, vă rog frumos să spuneți în comentarii dacă ați mai văzut vreun cufăr dintre ăsta. Ai de mine. Și eu nu l-am văzut. Tu nu te-ai fi dus prea departe. Auleu. Vezi, du-te acolo unde eram eu, să nu te fi dus prea departe. E posibil. Ai pierdut toate avantajele cuferele. Bă, dacă ai plecat prea departe, ce ai făcut? Vai. Nenea, m-am rătăcit, mă ajuți? Ai de mine. Stai să văd, deci pe unde mă duc? Mă duc pe aici. Stai să văd. Deci nu m-am rătăcit, că sunt pe aici pe undeva. Păi du-te aproape, că s-ar putea să fi dus departe toate cuferele. Păi ia să vedem, uite, aici în zona asta tipic sunt. Tipic de gamerița. Deci în zona asta noi ne-am despărțit, cum ar veni. Erai tu pe acolo și am început să mă duc în zona asta. Am mâncat jambon. Hai să vedem. Mănânc jambon. Dar tu ce ți-ai făcut? Jambon. Tu ți-ai făcut și masă de lucru, ți-ai făcut și... Da. Și tu, ăsta era cufărul pe care l-am găsit la început, da. Dar e alt tot timpul, ca să nu te încurci, poate altul. Pe tot timpul trebuie luate cuferele, am zis că eu le iau, nu să mai caut cufere. Eu am să fac prostii pe aici. O să mă duc sus de tot, să văd dacă mai găsesc, cum se cheamă, dacă o să găsesc, că vreau să-mi și bat. Am picat un măr, Felix. Am picat un măr, noroc azi aici să mânci. Cufărul la ce era? Da, gol, era gol, că nu nimic în el. Păi da. Și le iau cu mine sau? Da, iar cu tine, să ai și un cufăr, ai și un cufăr în viață. E bun, ca să-mi iau lucrurile. Uite, uite aici sus și găsesc. Dar e o fortăreață acolo. Da, iubita, asta este lângă insula noastră. Cu grilager și cu tot ce... Acum, unde ar putea să fie cufere? Aici e cufăr. Uite la mine ceva, se vede cufăr acolo, vezi? Nu cred. Aaa, cufăr te-a găsit. Nu cred, Felix, am mai găsit cu un cufăr. Vânătoarea de cufere. Păi, dar nu înțeleg de ce tu nu-l găsești. Da, nu, știu că nu sunt așa de bună la găsit chestii. Eu m-am vrut în cerc. Știu. Tot timpul a fost așa. Ce mai aici? O, armură și scut. Nu cred. Ai de mine, Cristina. Păi tu te întâlnești cu mine, mă faci varză. Da. Eu am numai flori și cărței. Bă, nu găsesc. Nu te văd unde ești. Nu. Eu văd un cufăr. Nu cred. Văd un cufăr de al tău, de uite la mine pe ecran, aici. Ăla, poate l-am luat. Cum? Da, ăla l-am luat eu. Păi văd de aici, mă, iubita. Da, l-am desfăcut, dar nu l-am luat cu mine. Iubita, poate l-am luat. Da, ăla a fost al doilea pe care l-am luat. Haide. Nu, eu cred că aici eu nu mai am. Eu cred cufere. Că mai bine mă duc și-ți fur cuferele tale. Nu cred. Haide. Din nou, cufere, cât ai găsit? Două. Tu? Trei. Trei? Trei. Hai de mine. Căluțule, tu ai fier acolo. Poate a trebuit să ți-l ciordesc. Nu, nu știu. A trebuit să ți-l ciordesc. Eu mor de foame în Minecraft. Mor de mult. Mâncă măr. A, nu, zesu că nu mă descurc. Hai de casă. Unde mai căzând cu fere? Mamă, ce bătaie ți-ai, Cristina. Bă, deci dacă țineți cu mine, dacă ați scris în comentarii că o să țineți cu mine. Nu știu. Wow. Wow, aici, câte jamboane, să fac câte jamboane vreau. Știi ce, ia să găsesc și eu, cum se face masa de lucru? Nu știu cum. Îți trebuie lemn, primară. Am niște lemn. Dacă eu aș trebuie lemn. Cufăr, unde ar fi? Mă uit aici după cufere. Deci am găsit trei, mai sunt cinci cufere. Nu știu cum, nu știu cum se... În afară de pe ei, nu știu pe ce să apăs. Ce nu faci, știu cum se face o masă de lucru. Păi iei lemn, primară, ai lemn? L-am luat, da. Apasă pe ei. Uite, unde e? Că l-am luat, ăsta-i. Bun, du-l acolo sus. Du-l de pe altă, pe shift. Shift? Și faci masă de lucru. Și acum cufere. A fost pe E. Cufăre. Ești pe aici. Și acum cum faci masa de lucru? Pe pune patru acolo. Poți să pui chestia cu cartea. Cartea. Asta nu știam eu de unde. Și aici fac așa o masă? IQ. Ce șmecher. IQ.
Super, n-am mai făcut de mult. Și stai să văd ce mai pot să mai fac pe aici. Nu pot să-mi pescuiesc. Păi prima oară de pe masă să faci următorul lucru, de aia să faci masa. Înțelegi? Dar stai să găsesc un loc. Unde-s mă cufărele, mă găsesc acum de cufăre. Au și ceva, eu vin la tine să-ți ciordesc cufărele tale. Nu cred. Prima dată, ca să-mi pun eu masa mea de lucru, trebuie să-mi găsesc o priveliște frumoasă. Să-mi ferească, sfântul. Păi așa funcționează la mine, e priveliște frumoasă? Privește frumoasă? Pe noi să ne bate, Cristina, stai că eu mă îmbrac aici, zice, mă îmbrac aici. Vreau să văd dacă văd. Ia, stai să văd. În primul rând o pun aici ca să o găsesc, știi? Mamă. Pa, nu mai găsesc. Cristina! Gata. Ce, ai venit la mine? Ia uite la mine cum sunt. Ia uite-te. Mamă, ce șmecherești. Mamă, mamă. Se laudă. Mamă. Se laudă. Zic, ce pot să-mi fac eu aici? Să-mi fac un pat, nu. Trebuie să-mi fac ceva, sabie. Cufăre! Hai, vedem. De ce? Niște bețe cred că trebuie să-mi fac. Avem cele mai avantajoase și cele mai tare arme în cufăre, dar trebuie să le găsești. Tu nu găsești nimic. Eu nu știu ce să fac pe aici. Hai să scriu aici, a sword. Cum se face sabia? Pe tot, o cauți la mere, de înapoi. Gata, 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 că m-am desfăcut. Tu o cotai la mere și la pere și la bere. Ia uite, dintre asta n-am nevoie, pickaxe. Hai că am nevoie de un pickaxe și de topor. Avem nevoie de topor, nu, lasă. Nu, că lemne, dacă mai trebuie lemne, cu ce le iei? Ai dreptate. Stai să mai iau niște lemne și îmi fac aici ceva topor. Da. Mi-am pus acolo bucătăria, dar nu știu dacă am făcut bine. Nu știu dacă am cea mai frumoasă priveliște. Unde sunt cufăre? Ce, tu ai venit să-mi cauți cuferile mele? Nu. Duc înapoi. Ideea este că dacă ne prindem unul la altul, trebuie să plecăm decât când este zona de atac. Nu, yeah, ok. Stai, că mi-am luat aici. Ești gata lemne de atac, Cristina? Stai, vino, atac-mă, dar eu nu știu dacă mi-am făcut. Auzi, un cufăr! Unde ai văzut un cufăr? Aici, dedesubt. Unde, mă? Bă, dar ce ascuns-i? Unde? Dar ce vrei să-ți arăt? Stai, că trebuie să fac altfel. Bă, nu mai găsesc cufăre, mă, și-s multe. Unde găsesc, mă? N-am mai găsit. Unde găsesc, mă, că vreau să ne batem aici. Stai, că eu mai fac aici ceva bete. Și după aceea o să ne batem, acum ne batem așa, după aceea o să ne batem fără să ne avertizăm, când vrem noi. Ne facem bază și casă. Știi? Uite, bă, frate, că mi-a făcut armele mele. Păi, Doamne, ce muncite sunt. Eu în locul tău n-aș face arme, aș vedea dacă în cufăr la găsesc super arme, că ai muncit degeaba. M-am gândit la asta. Efectiv, m-am gândit la asta. Lasă că astea-s muncite. Mâncă ceva. Aoleu. Mâncă ceva. Nu mănânc încă, lasă-mă. Păi ți-e foame. Au dat, n-am lopată dintre aia. Păi măr. Dar deschide-l, mă, nu trebuie să faci nimic, deschide cufărul. Dar trebuie să ajung la el, frate. De jos, dai click dreapta pe el. Mi-e frică că o să cad. De jos, de aici, dai click dreapta pe el. Ce? Și ce sunt astea? Ce am eu nevoie de atâtea bare? Gard de fier. Ah, ca să mă protejez. Păi dacă îți faci o casă sau ceva, eu n-am cum să vin la tine. Începem pe construcții. Pe construcții, vai de... Dar stai să-l iau și pe ăsta. De nu să fac eu, o să faci o casă și vin cu dinamita la tine. Ce? Oh, ce ai mai aici așa? Bă, să mă duc acolo, nu? Bă, dar să fiu, da din 8 din ăstea chiar n-am găsit decât una, măi. Cristina, mâncă un măr, mă. Dar eu fac economie. Stai, nu mănânc un măr, eu vreau să-mi fac aici cuptor. Stai să văd dacă reușesc, deci furnace se cheamă. Deci dacă eu reușesc să-mi fac, dar stai că n-am fier. Trebuie piatră. Piatră? Stai să văd, furnace. Așa, nu? Dar cum se scrie? Nu știu, nu întreba. Nu știu cum se scrie. Nu știu. Băi, frate, și eu cum mai știu rețeta dacă nu știu cum se scrie? Păi, că n-ai piatră, ți-o arată acolo. Ah, da. Stai să vedem niște piatră. Uite, aici în mine e piatră. Dar și cu ce să o iau? Cu târnăcopul. Așa. Hai cum mă descurc. Viața mea. Uite ce fain se vede Halloween nostru. Ia uite la mine pe ecran, acolo. Mamă. Ah, ce super. Unde-s, mă, cufurile astea, măi, că Cocosina has received stone age. Mamă, aici sunt... Câtă mâncare! Ce? Ți-ai găsit? Câtă... Ai găsit un cufăr cu mâncare? Nu, adică mă refer câtă văcuțe. Ah, ok. Văcuțe și porcușori. Dați-vă mâncare. Bă, am zis să-l mă la cu... Așa, gata, dați-mă cățelușii aici, dați-mă... Gata, mai bat-o din asta și super mă duc... Super. Mi-am luat aici piatră și stai să văd dacă reușesc și eu să-mi fac cuptor. Nu știu cum să vă zic, dar câte mă simt foarte mând. Mi-am luat ceva. Nu știu câtă. Dacă m-am nevoie, mă mai duc. O, stai să vedem. Mai trebuie piatră. Mai trebuie? Stai, nu. Nu, ai exact cât trebuie. A, uite. Dar stai, și cum se cheamă? Scrie? Furnace. Și eu nu tot așa am scris? Nu știu ce-s acolo, ai zis poate. Ia, uite-te. Îmi fac. Mângrătar. Îmi fac grătar. Bă, unde-s cufurile astea? Ia, stai să murg. Afumătoare. Ce? Afumătoare. Afumătoare. Îmi fac afumătoare. Deci, Coco, că... Bă, dar eu n-aveam doi căței? De ce mă urmărește numai unul? Poate l-a lăsat să stea jos. Ai, posibil. Hai că mai mai 2 minute că facem episodul prea lung. Dar de ce fain, ăi? Hai să ne mai terminăm. Și ne batem. Hai să ne uite, am găsit un cufăr într-un copac.
Da, exact. Oh, poate ce mâncare! Un cufăr, uite-te. Unde? Ăla în față. Unde? Uite în față, în gata. Ai găsit un cufăr! Da, nu pot să cred că te-am găsit. Dar ce-am găsit acolo? Ce ne batem, Cristina, ce ne batem. Stai puțin și eu cum fac, că n-am foc aici. Lemn. Băț? Lemn. Dintr-o asta? Ce bine. Și o să mănânc primul meu grătar, făcut de mine, cum mâna mea muncit. Deci, Cristina, eu am găsit foarte multe cufere. Cristina. Save, diamant și arc. N-ai de capul tău. Hai să-mi pun mărul aici. Ce v-ați făcut? Hai de bine, și am judecățit-o numai unul. Și eu cum să mă apăr? Cristina, vin la tine! Te-am văzut! Chem episodul! Și eu cum să mă apăr? Păi nu știu, mai caută cufăre! Mâncă ceva înainte, că măcar să nu te atacă spune gol. Stai să-mi savurez friptura. La ce bun a fost. Ce mult am muncit la ea și te repede, s-a terminat. Unde ești cocos, Cristina? Tipic de friptură. Tipic de friptură. Unde ești cocos, Cristina? Am mai găsit-o cu cef, doamne! Totul este roz, nu pot să cred. Am lumânări romantice. Ca să-ți faci casă. Ce cute. Cocos Cristina. Bă, deci este special pentru mine. Pune 40 de clip data pe el, că dacă te omor, dispar în altă parte. Noroc că am pat roz. Pune 40 de clip data pe el. Acum, stai să mă duc, să mi-l pun lângă bucătărie. Ce ne putere, că te atac eu. Auleu, clic dreapta. Clic dreapta. Bun, am dat, dar nu mă lasă să dorm. Nu m-a lăsat să dorm. Unde ești cocos Cristina? Că eu deja vreau să ne bat. Tu fugi? Unde ești cocos Cristina? Faceți rugăciuni. Țineți-mi pumnii ca să găsesc în ultima secundă aici un cufăr cu... Cu ce mai tare cu sabie de diamant. Oh my god. Sau armură sau ceva. Oh my god. Aș putea să fac armură, dar cum? Că nu știu, că-s varză. Cocos Cristina. Nu, să mă găsim. Unde ești? Uite ce cai frumos avea aici. Tu vezi? Ia uite-te. Da, știu, dar și degeaba. N-ai găsit. Că dacă n-am șa dintre aia. Aoleu, ăla ești tu. Da, unde și... ești, Cocos Cristina? Tu ai și arc? Cocos Cristina. Dar de ce ai arc? Că l-am găsit. Cocos Cristina. Și cu ce poți să te lupt aici cu hai, flori? Hai, vino să mă lupt, hai. Ai și scut? Vezi că o să te bată câinii mei. Ha! Bă, mai ne-i mărești, ce faci, bă? Care-s câinii tăi? Uite, că aia care dau în tine. Bă, ai de mine. Stai că mă răspune. Și urmă în mică. Mulțumesc pentru toate lucrurile tale. Nu cred, ce friptura mea și cuptorul. Deci dacă vreți să ne jucăm partea a doua, care se va reseta tot începe de la început, dar data viitoare o să începem cu 15 cufere, că văd că 8 nu i-am gegameriței. Deci a fost super, super tare. Hai, Cristina, să facem outro, întoarce-te da, să nu de pățuca. Știu unde ești. Pățuca așa, atâta. Da, ia uitați-vă la mine, sunt roz. Da. Nu sunt învingătoare, dar măcar sunt roz. Rupeți butonul de goală, spuneți dacă vă place seria asta de Minecraft în care pur și simplu, deci, vai de capul ei. Uite ce se întâmplă. Ți-o mură și câinii, meu. Na, fiți atenți. Da, viitoare o să facem cu 15 cufere, că așa numai așa are șansă gamerița și plus că trebuie să construiești și o casă și tot ca să ne batem, da? Ce tare. Hai, rupeți că vreau să facem de coco like și ne vedem data viitoare. Pa.